La noapte, treptat, nebulozitatea va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar ploi locale se vor semnala îndeosebi în regiunile sud-vestice, centrale și nord-estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, iar pe arii restrânse și la cote mai reduse și în sud-vestul și estul țării. Temperaturile minime se vor situa între 1 și 8 grade Celsius, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. În capitală, cerul se va înnora treptat, iar spre sfârșitul nopții va crește probabilitatea de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 5-7 grade Celsius. Mâine vremea se va răci, astfel încât în majoritatea regiunilor valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice, estice și centrale, unde temporar va ploua slab, iar în restul teritoriului vor fi înorări temporare și ploi pe arii restrânse. La munte, treptat, vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări temporare la munte, iar local și la cote mai reduse și în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade Celsius, ușor mai ridicate în Oltenia. În capitală, vremea se va răci accentuat, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 11 grade. Cerul va fi mai mult noros și va ploua slab, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. La munte, vremea se va răci și va deveni apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va avea înorări mai accentuate în Carpații meridionali și orientali, unde pe arii relativ extinse vor cădea precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare.